Twitter. Prizonierii de război din insula Șerpilor au fost eliberați în urma unui schimb făcut între Ucraina și Rusia. Joi, din ordinul președintelui Zelensky, a avut loc primul schimb de prizonieri de război. 10 militari ai noștri au fost eliberați în schimbul a 10 ocupanți capturați, a postat pe Telegram Irina Vereșceac, viceprim-ministru, ministru pentru reintegrarea teritoriilor ocupate temporar de Ucraina. Same voltage înalt the first exchange of war hostages occurred on President Zelensky was order. Additionally, today, Ukraine exchanged 11 Russian sailors were rescued from a sunken ship near Odessa to 19 Ukrainian sailors. Havchev 9, Verkhovna Rada of Ukraine, Ukrainian Parliament March 24, 2022. Potrivit lui Vereșceac, 11 marinari ruși salvați de pe o navă scufundată în apropiere de Odessa au fost, de asemenea, transferați joi în Rusia. În urma acestui schimb, 19 marinari ucraineni de pe nava de salvare Sapphire, capturați de ruși în timp ce încercau să ia militarii ucraineni de pe insula Zminii, se întorc acasă, notează Ukrinform. La sfârșitul lunii februarie, Ucraina anunța că marinarii ucraineni au murit pe insula Șerpilor. Un dialog pe care aceștia l-au purtat cu militarii ruși a fost făcut public. Suntem o navă militară rusă. Repet, suntem o navă militară rusă. Vă sugerez să lăsați armele jos imediat pentru a evita o vărsare de sânge și decese nejustificate. Dacă nu, veți fi ardați. Repet, suntem o navă militară rusă și vă propun să lăsați armele jos. Dacă nu, veți fi atacați. Ați înțeles? Să vă ia. Lua VR. Cu nava voastră rusă.